E adevărată treaba aia că voi vă plătiți becurile? Nu, nu. Ei își plătesc cască la mașină. Pentru că ei, din ce știam eu, aveau casco forfetar. Și am înțeles că la asta forfetar e pus pe un anumit număr de mașini. Dacă se duc 2-3 mașini și se consumă suma, nu mai e ce să faci cu el, că nu mai de unde să folosești. Dar e și 5.000 de euro până Logan, care e Logan, nici măcar servodirecția n-are și nu are aer condiționat. Nu-ți imaginezi cum e să stai la 30 de grade în Loganul ăla. Fără servodirecție, dacă mai tragi și de ăla pe loc, transpiri instant. Instant transpiri, că n-avea servodirecție și aer condiționat, dar ele 65.000 de euro. Pe vremea mea, ne plăteam motorina, ne băgam noaptea, ca să nu înghețăm de frigă mașini, ne băgam de 30-50 de lei. Puneam amândoi câți ani avem mașini și cotizam. Dacă mai era și un jandarm, mai punea și ăla. Dar asta cu ceva timp. Acum cu motorina am înțeles că e ok.